Abatoarele din România lucrează la foc continuu, dar nu pentru că sectorul producției de carne ar funcționa normal, ci pentru că mulți fermieri din sectorul creșterii vacilor își duc animalele la tăiat. Practic, nu mai au cu ce să le întrețină. Aceasta este realitatea dramatică a crescătorilor de vaci din țara noastră, care cer sprijin urgent de la actualii decidenți politici. În emisiunea Agricultura, o șansă pentru România, președintele Asociației Holstein România, Ionuț Lupu, a vorbit despre ajutorul propus de Ministerul Agriculturii, care probabil va ajunge mult prea târziu în conturile fermierilor. Ministrul Agriculturii a venit în urmă cu aproape 3 săptămâni, 2 săptămâni, 3, cu o propunere în care Ministerul abia în anul 2023, undeva după aprobarea bugetului, promisiunea ministrului este probabil lunile ianuarie-februarie, dar știm din experiențele anului trecut că această promisiune după aprobarea bugetului se va întinde, deci probabil undeva în jur de, vorbim de luna aprilie, în cel mai bun caz, a discutat despre alocarea unei sume de 73 de euro pe cap de animal. La fel, nu discutăm despre producția acestui animal, despre performanțele lui, nu discutăm despre cât lapte se pune în piață. Este un amalgam așa de opinii în momentul de față în sânul asociației noastre, însă realitatea e cam asta este. S-a venit cu o propunere, probabil că nu se va dori nici dreapta, nici stânga, deși în România să se negocieze, impropriu spus negocieze, dar măcar să se asculte și alte puncte de vedere, să se țină cont de ele. Când spuneți nici dreapta, nici stânga, nu vă referiți la zona politică, vă referiți ca așa cum merg animalele pe drum, așa. Exact. Suntem extrem de îngrijorați de faptul că la un anumit moment reprezentanți, și pot să vorbesc deschis, deși se află la putere, sunt anumiți reprezentanți unor partide politice care se comportă ca și cum ar fi în opoziție și aruncă cu niște sume total nefundamentate. Ascultam de curând pe cineva, un președinte de filială de la a unui partid de la Satu Mare, care începea să spună că ar trebui ca fermierii să primească un leu subvenție, un leu pe litru de lapte, adică vorbim de 10, de 1000 de lei pe tonă. Sunt niște valori halucinante, nu înțeleg ce sustenabilitate, cum poate un demnitar al statului român să arunce astfel de informații în mediul public. Domnule Lupu, dumneavoastră aveți experiență, nu cred că vă luați după toate vorbele astea. Nu ne luăm, dar lucrurile acestea ne tor, pentru că perturbă lucrurile, da, sau creează o... În momentul de față este clar că jocul acesta politic, noi am picat efectiv între vagoane, să spun așa, între partide politice care au diverse interese, iar demersul acesta al nostru, care este total justificat într-o situație de piață nenorocită, vedem că se transformă într-un bâlce electoral și o fanfaronadă de asta a unor lideri politici. Asta ne doare cel mai tare. În concluzie, domnule Lupu, așteptați fapte, nu vorbe, nu? Cam despre asta fapte, nu vorbe, și așteptăm o implicare reală.